dar se regăsește și în direcțiile de cercetare europene, astfel încât în cadrul competiției din PNRR, pilonul 3, componenta C9, s-a constituit un consorțiu care a aplicat în această competiție. Au fost 3 consorții, din fericire pentru noi, consorțiul reprezentat de colegii care sunt alături de mine a fost câștigător, creându-se acest Centru Național de Competență în Cancer. Trebuie să recunoaștem că a fost o muncă grea, a plecat întâi de la o discuție a mea cu domnul profesor Achimaș, pe cine să luăm în consorțiu, cu cine să facem echipa. Cred că am realizat o echipă foarte bună, ne-am orientat bine spre parteneri profesioniști, astfel încât am ajuns la acest rezultat și astăzi este debutul activității acestui Centru Național de Competență în Cancer. Sigur că România, din punct de vedere al inovării, nu stă bine. Știți că există un scor european al inovării, în care România este pe ultimul loc, penultimul este Bulgaria, amândouă fiind sub 5% din cele 27 de criterii prin care se evaluează o țară din punct de vedere al inovării, suntem în spate, dar cu astfel de acțiuni sperăm să creștem internaționalizarea cercetării în țara noastră, să păstrăm cercetătorii în grupele de cercetare și în institutele din țară, dar să aducem și de afară specialiști, astfel încât în timp să ajungem să găsim și metode de screening, de diagnostic, de tratament personalizat și mai ales de creșterea calității vieții pacienților cu cancer. Știți foarte bine că avem o lege legată de Planul Național de Combatere a Cancerului, la care profesorul Achimaș a fost unul din inițiatori, poate cel mai important din punct de vedere medical al specializării pe care o are, dar alături de dânsul a fost și acolo o echipă puternică. Unii din colegii prezenți aici au participat la realizarea acestui Plan Național de Combatere a Cancerului și a fost alături de noi și doamna conferențiar Diana Păun, consilier prezidențial, căreia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule rector, bună ziua tuturor! Mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa la această conferință de lansare a Centrului Național de Competență în domeniul cancerului și folosesc acest prilej pentru a felicita echipa câștigătoare din partea administrației prezidențiale, care, iată, reușește astăzi operaționalizarea acestui centru. Este, așa cum spunea și domnul rector, o muncă de echipă care s-a desfășurat pe perioada a mai bine de 2 ani, odată cu lansarea la Palatul Cotroceni a programului care previziona un plan național de combatere a cancerului, care iată astăzi se regăsește într-o lege, iar munca a continuat prin sudarea acestei echipe care a reușit accesarea de fonduri europene în acest domeniu a cercetării cancerului. Îmi exprim convingerea că este doar un prim pas către un demers mai larg care să ducă la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu cancer și la reducerea decalajelor pe care România le are față de alte țări europene. Și totodată este un model de bune practici care poate fi multiplicat la nivel național, motiv pentru care îmi doresc ca acest proiect să fie unul de succes. Vă felicit și vă urez mult succes! Coordonatorul acestui centru și coordonator al proiectului, domnul profesor Patriciu Achimaș, de la Institutul Oncologic Cluj-Napoca. Vă mulțumesc, domnule rector, și mulțumesc Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, Facultății de Medicină, pentru că suntem găzduiți în această sală cu importante, să spunem, reverberații. Și ar trebui să ne gândim la asta atunci când dezvoltăm acest proiect. Mulțumesc președinției României, doamna consilier prezidențial, pentru susținerea în planul de cancer și trebuie să spun că alături de noi sunt toți colegii implicați, entități publice, academice, entități private,
dacă doriți toți egal ca la o masă rotundă și în cele ce urmează o să încerc să pun puțin în context această situație. Cu ce ne confruntăm? Cu a doua cauză de mortalitate și suferință dintre bolile cronice netransmisibile și cu o demografie de care trebuie să ținem cont. Deceniile, anii care urmează, aduc în zona de risc generații foarte mari, generații de sute de mii de românce și români, care au nevoie de grija noastră. Ce facem de fapt aici? Creăm un instrument. Un instrument prin care să operaționalizăm planul de cancer. Ce facem de fapt aici? Construim un arhipelag. Fiindcă pe diverse insule, mai mici sau mai mari de competență, stau universități, institute, firme de IT, toate elementele de care avem nevoie pentru a le da, pentru a evita ceea ce putem evita, pentru a prelungi supraviețuirea sau a transforma această boală într-o boală cronică și pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Dacă insulele acestea vor sta veșnic disparate și nu vor reuși să conflueze în arhipelag, pentru ca mai apoi să creeze o rețea națională, înseamnă că nu am făcut nimic. Banii vin de la Comisia Europeană prin PNRR și trebuie să ținem cont de acest lucru. Avem un ajutor din partea Europei în acest moment, într-o situație foarte complicată pentru noi și revin la ideea demografiei de care trebuie să ținem cont. Trebuie să depășim decalajele. Știm că suntem foarte buni în zona de IT și aici putem să ajutăm foarte, foarte mult. Știm că suntem foarte buni în zona de medicină, dar din păcate nu suntem peste tot la fel. Și de aceea este important să creăm această rețea și fiecare, această rețea în primul rând trebuie spus că e foarte reprezentativă din punct de vedere al României. Iași, Cluj, Timișoara, am luat-o din nord spre sud, București, Craiova, plus fiecare rețea regională care va fi dezvoltată de fiecare dintre entități. Și nu vreau să mă lungesc mai mult, dar aș spune un singur lucru. Ce este cel mai important, dacă există ceva cel mai important în acest proiect? Vorbim de cercetare, fiindcă e un proiect de cercetare și deseori auziți, da, am mai făcut nu știu câte zeci de publicații și ele au un factor de impact foarte bun și ne-am mai făcut niște dosare. Nici unul dintre cei de aici nu suntem în situația de a avea nevoie să ne mai facem dosare pentru promovare. Dar așa a fost gândit proiectul de cercetare încât cetățeanul să simtă că acest proiect vine în ajutorul lui. Cu alte cuvinte, contributorul să știe pentru ce dă bani. Și asta este ceea ce vrem să vă demonstrăm până la sfârșitul acestui proiect de cercetare. Nu este unul abstract, nu este artă pentru artă, este îndreptat către cetățean și asta în col se poate vedea foarte bine și cred că unii dintre colegii mei vor sublinea încă în plus aceste lucruri. Vă mulțumesc! Banii care se dau pentru cercetare nu sunt de cheltuit, sunt de investit în proiecte foarte importante. Spunea domnul profesor că sunt 5 parteneri publici, 5 parteneri privați și un mare partener privat în finalmente. O să dau cuvântul doamnei profesor Simona Dima, care reprezintă Bucureștiul, deci UMF Carol Davila, Institutul Oncologic Iași, UMF Institutul Oncologic, scuzați, Cluj, UMF Iași, Institutul Victor Babeș și Politehnica, Universitatea Politehnică. Începem cu UMF Carol Davila, doamna profesor Simona Dima. O să rog să spună nu foarte mult fiecare, doar să-i cunoașteți pe cei care au contribuit la realizarea proiectului și care vor contribui la definitivarea proiectelor ce urmează. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând Universității pentru încrederea acordată de a reprezenta și de a
constitui echipa UMF Carol Davila, aș vrea să spun despre implicarea universității în acest proiect. Universitatea Carol Davila coordonează un proiect, proiectul 2, dar este implicată și în alte proiecte, în proiectul coordonat de către Universitatea de Medicină de la Iași, prin echipa doamnei profesor Niții Pira. Aș vrea să spun că noi am constituit proiectul în corelare cu partenerii noștri, pornind de la trei piloni foarte importanți, și anume prevenție, detecție precoce și diagnostic. Când vorbim de prevenție, ne-am referit în special la cancerele care au o componentă infecțioasă și vorbim despre patru tipuri de cancer, cele cu infecție cu papilomavirus, cu virus hepatitic B și C și cu Epstein-Barr virus. Și avem aici un pachet de lucru coordonat de doamna prorector, doamna profesor Simona Ruță, în colaborare cu echipa de virusologie, dar și un pachet coordonat de către doamna profesor Liana Gheorghe. Când vorbim despre detecție precoce, ne referim la ceea ce spune și misiunea de cancer, și anume dezvoltarea în continuare a proiectelor de screening existente, adăugând noi elemente, și anume în proiectele de screening de colorectal, care se desfășoară în acest moment în România prin proiecte POCU de tip ROCAS. Noi venim cu componente de inteligență artificială, dar și cu noi biomarcări care se referă la statusul MSI, instabilitatea microsatelitară, care nu s-a realizat până în acest moment în România și nu există un registru de acest tip în România. Dar la nivel european este o cerință să realizăm aceste elemente și vorbim. Aici este un proiect coordonat de către domnul profesor Gheorghe și de asemenea vom dezvolta noi programe de screening, așa cum spune și Comisia Europeană, pentru screeningul de cancer pulmonar, proiect coordonat de doamna conferențiar Gale, și screeningul de prostată, proiectul coordonat de către domnul rector. De asemenea, când vorbim despre diagnostic, ne referim la metode noi moleculare de diagnostic și aici sunt incluse echipele de oncopediatrie, de hematologie și transplant medular într-un proiect coordonat de către doamna profesor Ileana Constantinescu cu doamna profesor Alina Tănase, doamna profesor Anca Coliță. Și în ultimul rând, noi vom avea un proiect care este de diseminare, dar în care vom face roadmap-ul cercetării la acest moment în România, cercetării în cancer. Este vorba de un orpetici coordonat de către doamna profesor Pârvu. Am încercat să unim toate aceste elemente împreună cu partenerii într-un proiect care să ducă la viitoare proiecte Horizon, așa cum ne cere și PNR-ul. Trebuie să facem lucruri aplicate pentru pacienți. Mulțumesc! Deci majoritatea colectivelor care se ocupă de diagnosticul tratamentul cancerului din București sunt implicate în acest proiect. Deci este o echipă puternică din partea UMF Carol Davila. De la Institutul Oncologic Cluj, domnul profesor Vlad Cătălin și profesor Tudor Ciuleanu, îi rog să poftească. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule rector, excelențele voastre. În numele conducerii Institutului Oncologic Cluj-Napoca, permiteți-mi să vă salut și să vă spun că mă simt onorat să fiu prezent astăzi aici cu ocazia lansării Centrului Național de Competență în domeniul cancerului. Este un proiect extrem de frumos, cu teme de cercetare, cu practic între consorțiul și obiectivul lui principal, adresându-se pacientului oncologic. Aceste teme de cercetare, practic, sunt în concordanță cu obiectivele Planului Național de Control al Cancerului, al Planului European de Luptă împotriva Cancerului și, nu în ultimul rând, cu Misiunea pentru Cancer. Și aceste obiective vor fi atinse utilizând, practic, rezultatele cercetării semnificative în domeniul cancerului. În ceea ce privește Institutul Oncologic Cluj, proiectul are o componentă de medicină personalizată, o componentă de digitalizare, care sunt în concordanță cu tendințele actuale la nivel mondial. În plus, proiectul nostru vizează și partea de registre de cancer, realizarea unei și extinderea unei rețele naționale de registru de cancer,
și nu în ultimul rând partea de diseminare a rezultatelor. Sunt convins că atât Institutul Oncologic Cluj, cât și ceilalți parteneri din proiect, prin rezultatele pe care le vom obține, vom contribui semnificativ la îmbunătățirea rezultatelor oncologice ale pacienților noștri, la calitatea vieții pacienților și, nu în ultimul rând, vom deveni model de bune practici și pentru alte instituții care tratează această patologie la nivel național. Vă mulțumesc! Domnul profesor... Mulțumesc și eu sunt chiar emoționat că mă aflu aici ca investigator principal pentru acest proiect din partea Institutului Oncologic Cluj. Am fost investigator în, cred, 130 de studii clinice internaționale care s-au derulat. Bine, am o oarecare experiență și totuși aici este altceva. Este pentru prima dată un proiect de așa amploare în România, care presupune integrare, presupune colaborare, integrare între privat și instituțiile de stat, și ni s-a spus deja cam ce ne propunem noi la Institutul Oncologic Cluj cu acest proiect. Eu aș insista pe partea de medicină personalizată, poate că acolo am și lucrat mai mult până acum. Este o realitate, este o realitate disruptivă, dar în sens pozitiv, adică ea a schimbat cu totul abordarea pacientului oncologic, care acum nu se face de manieră one size fits all, ci de manieră personalizată. Deci vorbim de o medicină personalizată, avem posibilitatea să detectăm anumite mutații pe care numim conducătoare, care duc la procesul de cancerizare, și asta se face de manieră individuală, cu diferențe foarte mari între indivizi. Există terapii care acum acționează pe aceste mutații conducătoare, și tot mai multe. Este o cascadă, un tsunami al descoperirilor în oncologie în acești ani, și nu vom mai putea face față și oferi cel mai bun tratament dacă nu generalizăm această știință a tumor board molecular, deci a întâlnirilor noastre de comitet multidisciplinar, dar care să capete și o coloratură moleculară, de a înțelege, de a explica aceste modificări moleculare. În primul rând trebuie să le putem determina și mă bucur că recent deja și institutul nostru a fost dotat cu un aparat de tip Next Generation Sequencing, care poate să producă rezultatele mutațiilor pentru sute de gene dintr-o singură biopsie de talie mică sau din biopsie lichidă din plasmă. Deci progresul este extraordinar. Așteptăm ca aceste lucruri să le implementăm și să vină în ajutorul pacienților noștri, care în acest mod vor fi mai bine tratați și vor avea acces la această medicină personalizată, nu doar în cadrul studiilor clinice, dar și în practica noastră de zi cu zi. De la Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare Victor Babeș, domnul profesor Mihai Enescu, directorul Institutului. Bună ziua, voi fi foarte scurt. Sunt foarte mândru de faptul că cel mai vechi de institut de cercetare din România, nu doar în domeniul medical, în toate domeniile de activitate, e prezent într-un consorțiu atât de select și care își propune lucruri atât de deosebite. Mi-a plăcut metafora domnului profesor Achimaș, care spunea că insulele din arhipelag trebuie să formeze un tot. Multă vreme, institutul, care e un institut mic, a fost o insulă mică, mândră să își ducă înainte istoria și să participe la stabilirea cu exactitate și cu precizie a diagnosticului în această multitudine de forme de boală foarte gravă. Acum există un cadru în care posibilitățile și realizările colegilor mei, anatomopatologi, geneticieni, specialiști în microscopie electronică, specialiști în imunologie, specialiști în designul de studii experimentale pe animale de laborator, le vor putea face. Dialogul pe care îl vom avea cu instituțiile care fac parte din acest consorțiu va fi altfel decât unul stabilit pe relații personale. Va deveni unul instituțional și
să zicem, transferul de imagini digitalizate realizate în cadrul institutului către instituțiile care fac diagnostic propriu-zis și consultarea între specialiști vor deveni o practică și vom fi mai multe minți care contribuie la stabilirea unor diagnostice și la interpretarea lor. S-a vorbit deja, ne propunem împreună cu alți reprezentanți din consorțiu să dezvoltăm nu doar interpretarea biomarcărilor care există, identificarea unora noi, să găsim niște metode cu care să prezicem momentul dramatic al apariției metastazelor și să facem acest lucru asistați de instrumente care țin de era digitalizării, de inteligența artificială, astfel încât diagnosticul să devină din ce în ce mai obiectiv, din ce în ce mai complementar cu ceea ce face factorul uman. Iar în privința factorului uman pot să spun că toți colegii mei din Institutul Babeș sunt încântați de faptul că începem o nouă aventură a acest program. Sper din tot sufletul să fie unul de succes și care să ne ducă pe alt palier în domeniul cercetării științifice. Vă mulțumesc! De la UMF Iași, domnul profesor Vladimir Podoc. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule rector. Sunt deosebit de încântat și onorat să reprezint atât pe domnul rector Viorel Scripcariu, care este managerul de proiect din partea UMF Grigore Tepopa din Iași, cât și pe colegii mei în calitate de investigator principal în acest proiect. Rolul UMF Iași deplasează cumva atenția cercetării din cadrul proiectului pe un domeniu, zic eu, foarte interesant, este până la urmă area mea de expertiză, respectiv acela a calității vieții pacienților oncologici și a îngrijirii paliative. Și de la bun început, în momentul în care am fost cooptat în acest proiect, știți, ați văzut și dumneavoastră părți foarte tehnice, diagnostic molecular, prevenție, tratamente, investigații de top până la urmă. Sigur că viziunea aceasta integratoare pe care o aduce abordarea de tip holistic, specifică îngrijirii paliative, nu trebuia să lipsească. Și mă bucur că acest proiect are și această componentă. După cum deja se știe și cu toate progresele tehnologice ale lumii medicale, în continuare există patologii care sunt, din păcate, incurabile și acei pacienți ajung la îngrijiri paliative, dar scopul nostru în cercetarea din proiect este să venim în întâmpinarea acestor nevoi pentru a crește calitatea vieții și nu numai pentru acei pacienți pentru care, între ghilimele, se spune în mod cumva greșit că nu se mai poate face nimic, pentru că întotdeauna se mai poate face ceva, cel puțin din perspectiva creșterii calității vieții, ci și în cazul tuturor pacienților care urmează acest parcurs, o traiectorie a abordării oncologice, de la diagnostic chiar, cât mai devreme, și să beneficieze și acești pacienți de această abordare holistică, care pune până la urmă în centru omul, ființa umană, nu? Caracterizate de toate aspectele, nu numai fizic, ci și psihoemoțional, social, spiritual. Și ca să închei, avem în studiu, în acest proiect, chestionare de evaluare experiențială a calității vieții pacienților în relație cu experiența lor în accesarea sistemului de sănătate, în speță pe partea de oncologie, de a determina cu precizie rolul îngrijirilor paliative precoce, care, repet, pot să se adreseze tuturor acestor pacienți și să fie o modalitate de tratament, de intervenție în paralel, da? Care să meargă în paralel cu chimioterapia, chirurgia, radioterapia, etc., precum și rolul unor intervenții de tip suportiv, de tip consiliere oncologică, de nutriție și așa mai departe. Deci suntem încântați că și ceilalți parteneri sunt implicați în această cercetare pe care o conducem noi,
cât și colegi din cadrul echipei de la OMF Iași, care sunt implicați în activitățile celorlalți parteneri, care, după cum vedeți dumneavoastră, se leagă foarte bine. Și cred că asta este un mare câștig pentru noi toți și, finalmente, câștigătorul, să spun așa, cel mai important este pacientul. Faptul că venim cu expertiza și cu dotările și așa mai departe a unor echipe valoroase din întreaga Românie. Vă mulțumesc! Cel de-al cincilea partener este Universitatea Politehnică, pentru că avem nevoie de digitalizare, avem nevoie de inteligență artificială. Felicităm Politehnica că a mai câștigat încă vreo două, trei, nu mai știu, alte proiecte. La noi este partener, în celelalte este chiar coordonator al celorlalte proiecte. O invităm pe doamna profesor Adina Florea, care a venit de la semnarea unui protocol, am înțeles, prin care are loc fuziunea între Politehnica București și Universitatea din Pitești. Doamna profesor? Bună ziua tuturor! În primul rând, numele meu este Adina Florea, sunt profesor de inteligență artificială la Universitatea Politehnică din București și directorul Centrului de Excelență în Inteligență Artificială al Universității, centru care a fost dezvoltat inclusiv în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Pentru Universitatea Politehnică este o bucurie și o onoare să facă parte din acest proiect extrem de ambițios și care va produce o schimbare la nivelul actului medical în România, sunt convinsă. Rolul Universității Politehnica în acest proiect este, în primul rând, să ofere cunoștințele legate de inteligență artificială pentru a sprijini screening-ul și diagnosticarea pe baza tehnicilor de inteligență artificială prin analiza și interpretarea imaginilor medicale sau a videoului medicale, prin vizualizarea inteligentă a datelor, prin explicabilitate. Este o direcție foarte nouă în inteligența artificială, pentru că de cele mai multe ori modele de inteligență artificială sunt modele obscure, de tip black box. Și în domenii critice, iar sănătatea este evident un domeniu critic, este important ca specialiștii din acel domeniu să fie capabili să înțeleagă de ce un sistem de inteligență artificială propune un anumit verdict, un anumit diagnostic. De asemenea, Universitatea Politehnică din București va realiza o platformă digitală colaborativă care să accelereze procesele de transformare digitală în cercetare, inovare și îmbunătățirea calității vieții pacienților care suferă de cancer. Și, în ultimul rând, de asemenea, crearea unui repozitor de informații în care descoperirile proiectului, date ale pacienților, date medicale, dar și informații despre entități medicale din România să fie toate strânse cu facilități de căutare inteligentă. Ne bucurăm foarte mult că suntem în acest proiect, așa cum am spus la început. Așteptăm cu nerăbdare efectiv începerea proiectului și lucrul la el și avem convingerea că inteligența artificială poate să facă o diferență în medicină, așa cum face diferență și poate să facă în multe alte domenii. Vă mulțumesc! De la Timișoara, domnul profesor Șerban Negru. Mulțumesc, domnule rector. Cred că avea mare nevoie de acest proiect. Cred că România avea mare nevoie de acest proiect. Dacă mă întrebați pe mine ce se poate schimba repede și foarte eficient pentru oncologie în România, cred că tocmai ideea de bază a acestui proiect este, și anume crearea unei rețele de oncologie. Apare și în Planul Național de Combatere a Cancerului, apare în toate ideile de schimbare, dar prin acest proiect, prin componentele acestui proiect, finalmente, cred că vom genera o rețea de oncologie în care toți actorii cântă în aceeași sinfonie, cântă în aceeași orchestră, nu mai cântă fiecare după capul lui. Așa cum un motor nu e o sumă de o pungă de piese, ci e mult mai mult decât atât, așa și o rețea de oncologie face mult mai mult decât fiecare din actorii să disparat. Cred că aici e secretul pe care putem să-l atingem rapid
să ne interconectăm între noi, să colaborăm între noi. Și genul ăsta de proiecte în care suntem actori din diferite părți ale țării, marile centre din România sunt împreună în acest centru, nu e o singură, iertați-mă, o singură structură organizată, ci mai multă. Cred că acest gen de proiect poate să ducă la un succes în această direcție. Mulțumesc tuturor pentru ajutor, pentru sprijin și cred că va fi un succes. Deci principalii lideri ai echipelor oncologice din țară sunt prezenți aici. Dacă Doamne ferește două bombe acum, oncologia românească are mult de suferit. Domnul profesor Michael Schenker este un lider al oncologiei din zona Olteniei. Vă mulțumesc, domnule rector. Mulțumesc, domnule profesor Achimaș, pentru invitația de a participa în acest consorțiu. Mulțumesc tuturor celor care participă în acest proiect. Așa cum spunea și colegul meu mai devreme, extrem de important pentru țara noastră, pentru momentul actual. Pentru că mai departe de proiectele de cercetare pe care le vom pune în practică în cadrul acestui proiect, rezultatele acestor proiecte de cercetare se adresează societății, se adresează pacienților de care noi ne ocupăm în fiecare zi. Cu alte cuvinte, va fi o activitate, într-adevăr, de cercetare, o activitate de cercetare pe care de data aceasta o vom face noi. Așa cum spunea domnul profesor Ciulianu mai devreme, avem experiență în activități cu parteneri internaționali. Am participat la nenumărate astfel de proiecte internaționale, însă lipsesc sau au lipsit până în momentul de față proiectele de cercetare pe care să le producem noi. Cred că potențial există. Sunt numeroase instituții de cercetare în țara noastră, nu numai centre oncologice, și din acest punct de vedere consorțiul este un extraordinar de bun exemplu prin participarea colegilor de la Universitatea Politehnică, de la Institutul Victor Babeș, așa încât, repet, cum spunea colegul meu mai devreme, ne așteptăm la un succes, ne așteptăm să dovedim că suntem în stare să realizăm și noi ceea ce primim, cel puțin din punct de vedere formal, din afara țării. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul dr. Marius Geantă, nu mai are nevoie de o prezentare, cred. Mulțumesc foarte mult, domnule rector, domnule profesor. Mulțumesc pentru încredere. Doar câteva lucruri aș vrea să spun. Centrul de competență este e prima reflectare a misiunii europene pentru cancer în România, vor mai fi și altele. Cheia reușitei proiectului, pe lângă tot ceea ce s-a menționat, cred că este sau ține de implicarea cetățenilor, a oamenilor pentru care, de fapt, proiectele de cercetare trebuie să fie implementate, trebuie să știm cum să-i ascultăm pe oameni și trebuie să știm cum să le comunicăm rezultatele cercetării. Iar al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun ține de contribuția noastră, sigur nu e nicio surpriză, vom contribui pe temele de medicină personalizată, medicină genomică și cu un accent pe domeniul în creștere al prevenției personalizate. Mulțumesc foarte mult! De la compania NetVibes, doamna Cristina Danilescu. Mulțumesc, domnule rector! Numele meu este Cristina Danilescu, reprezint compania de consultanță IT NetVibes. Venim în acest proiect cu o echipă cu competențe mixte, specialiști cu o vastă experiență atât în domeniul sănătății, dar și al tehnologiei de ultimă generație. Avem un portofoliu bogat de proiecte, experiență în dezvoltarea de software sistemic în domeniul sănătății. Vom implica cele mai noi tehnologii, experiența echipei noastre pentru dezvoltarea a două proiecte digitale, alături de echipa de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, și mă refer aici la dosarul electronic al pacientului și la sistemul informatic de urmărire a traseului pacientului de la prima consultație până
la administrarea primului tratament. Ne dorim să implicăm tehnologia în dezvoltarea sistemului medical și implicit în creșterea calității vieții pacientului. Vă mulțumesc, este o onoare pentru noi participarea la acest proiect și doresc mult succes întregii echipe. Pentru că era nevoie de o companie mare, MedLife Neolife, doamna dr. Cristina Berteanu. Mulțumesc, domnule rector, mulțumesc, domnule profesor Achimaș. Suntem fericiți și onorați să facem parte din acest consorțiu prestigios de entități publice și private în acest proiect complex care va scrie istorie, conceput de lideri prestigioși din domeniul medical și în special al oncologiei. Mulțumesc tuturor care au făcut acest demers și care cu siguranță vor aduce orizonturi și perspective noi pentru pacientul oncologic, ca sistem în care prețuirea vieții este exprimată printr-un leadership bazat pe echipe multidisciplinare instruite, pe calitatea actului medical, pe inovație, dar și pe viziune și dăruire. Vom fi foarte bucuroși să participăm la toate proiectele de medicină personalizată, caracterizare tumorală, caracterizare moleculară a tumorilor, inteligența artificială, imagistică medicală, platforma digitală colaborativă. Cercetarea avansează și inovația trebuie să ajungă la pacient din ce în ce mai repede și pentru că se apropie pe 4 februarie Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, aș vrea să amintesc la capitolul Pași făcuți pentru pacientul oncologic și Planul Național de Combatere a Cancerului realizat sub umbrela administrației prezidențiale și avându-l ca principal coordonator pe domnul profesor Achimaș, care de asemenea are o strategie puternică care se va implementa cu un impact pozitiv important asupra pacientului și vreau să amintesc și celelalte inițiative legislative realizate de supraviețuitori de cancer, de aparținători de cancer, care și-au exprimat mărturisirea și care au dedicat din timpul lor pentru ca diagnosticul de cancer să nu mai fie o sentință. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc și noi reprezentanților spitalelor din București, reprezentanții asociațiilor de pacienți care sunt prezenți aici și domnului ministru Adrian Curaj, pe care îl invit să spună câteva cuvinte de final. Poate că, nu știu dacă evaluarea a fost făcută de OFCDI, dar o să ne spună dânsul mai multe despre evaluările proiectelor. Bună ziua! Să știți că mi-a fost destul de greu să aud, așa că încerc doar o mână să știu. Se aude? Se aude, da? Felicitări! Mă uit la dumneavoastră, la fiecare în parte și la toți împreună. Este vorba de interdisciplinaritate. 2. Avem un pretext extraordinar. Centrul de excelență este în jurul uneia dintre misiuni, cancer, una dintre cele 5 misiuni europene. Și suntem aici la lansarea proiectului. Vreau să vă spun că la selecție, atunci când am invitat experți străini, am apelat la Mission Board-ul, deci la bordul misiunii europene. Au fost experți de acolo care s-au uitat să vadă în ce măsură ce ne propunem noi. Este provocator, este interesant și este și provocator și interesant. Acum, ca la orice început, spunem că așteptăm multe și doar ca finanțator, nu suntem noi finanțatori, noi am asigurat doar evaluarea, finanțarea se face prin Planul Național de PNRR, Planul Național de Reziliență, Ministerul Cercetării și Digitalizării, Inovării Digitalizării, dar ce vreau să vă spun? Eu văd centrul ca un loc de coagulare. Locul nu este fizic pentru că este distribuit în țară, dar este un subiect în care se vor coagula lucrurile. Și ce înseamnă asta? Centrul nu poate să depășească finanțarea lui, finanțarea prin PNRR. Deci ne așteptăm 2026, poate 2027, vedem cum se derulează PNRR. Mie mi se pare important că în jurul centrului, care înseamnă agendă strategică de cercetare, care înseamnă colaborare public-privat, și îmi pare rău că la final asociația de societatea civilă n-a putut să fie parte din proiecte, dar sigur veți fi parte din proiect, da? Am toată încrederea. În jurul acestei platforme vor fi
cu siguranță și proiecte și cercetători străini care în jurul subiectelor se vor asocia demersului, cu siguranță că ceea ce ne gândim și vom finanța centre de excelență vor putea să fie în legătură cu această platformă și până la urmă, ca orice început, sunt bucuros, sunt optimist și felicit încă o dată pe fiecare dintre noastre și pe toți în parte. Mulțumesc mult! Succes! Mulțumim mult pentru participare! O să invităm la prima ședință tehnică a consorțiului pentru a începe activitatea acestui Centru Național de Competență în Cancer. Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere!